Salutare tuturor și bine v-am regăsit la al treilea sau al patrulea videoclip al meu pe acest canal. V-am zis că jucăm jocuri și o să postăm la 100 de abonați, că o să postez videoclipuri cu jocuri la 100 de abonați, dar am zis hai mai devreme, pentru că în 2 luni jumate am reușit să fac 88 de abonați. Sper să nu primesc hate pe treaba asta, că unii o să zică că e puțin sau că... Da. Dar eu mulțumesc și așa, adică chiar mă mulțumesc și așa. Mie mi se pare că am făcut o echipă foarte bună în aceste 2 luni jumate. Și dacă vreți să mai jucăm jocuri pe acest canal, cum ar fi FIFA sau Roblox, să îmi spuneți în comentarii. Am găsit și Teamo. O să scăpăm. Deja putem scăpa. Da. Înțelegeți? Sper că o să vă placă videoclipurile mele cu jocuri. Cum vedeți, am și scăpat. Și nu e game over. Mai trebuie să scape unul. Este tip for now. Într-o săptămână sau în vreo 3 zile o să postez un nou episod. Sper să avem vizualizări cât mai mari la acest videoclip și să avem o echipă cât mai mare în acest an. Dacă ați da un like sau un subscribe m-a ajuta enorm. Sper să ținem tot așa. Dacă vi se pare că nu prea vorbesc bine sau așa, sunt de-abia la al treilea episod al meu și nu prea știu cum să vorbesc, cum să fac, nu prea știu cum să fac videoclipurile, short-urile știu să le fac, dar videoclipurile de-abia am învățat. Și să nu mă judecați cu treaba asta. Dacă întrebați de live-uri nu pot să fac. Că YouTube mi-a zis că am încărcat o lege, că mi-am arătat fața pe un live, care acum nu, se mai postează pe un live și m-a văzut că sunt minor, cam 10 ani, și trebuia chică să fie un părinte lângă mine sau un adult, ca să poți face, că dacă se întâmpla ceva să știe de mine. Dar nu mi se pare legea asta, dar nu știu de ce, dar oricum nu are nimic, că poate mă lasă mai încolo să facem live-uri. Ia să
Îi alege decât pe cei doi de... Eu am ieșit atunci. Oricum nu vreau acum să fiu păianjen. Nu vreau urmând aceasta să fiu păianjen. Mie unul îmi place Roblox-ul. Dacă vă place Roblox-ul, dați acolo un like și un subscribe. Și dați share și trimiteți la prieteni apropiați. Că, cum v-am zis, că vreau să am cât mai multe vizionări. Efectiv, sunt la al treilea videoclip al meu. Eu zic că e bine cum mă descurc la 88 de abonați. Alții nici nu știau cum să vorbească. Da. O să stau puțin aici fecat, că trebuie să îmi iau încărcătorul. Nu știu unde e încărcătorul. O să stau aici. Dar nu știu unde e încărcătorul și mie că mă prinde ăsta. Stai acolo. Aaa, mi-a închis. Poți pe aici? Nu. Deschidem ușa. Băiatule! Da, mai un băiat acolo. De ce întâi pe aici? Eu am așteptat aici ca să... Băiatul ăsta are piară și nu știe ce să facă cu ea. De-aia am muzit din cauza lui. Salah 8-7-7. Nu, păi du-te și deschide acolo la roșu și acolo ai chiar albastră. Dai ca sa trece. O să fie distractiv. Nu ce asta a fost așa de încălzire. Dar o să fie distractiv de acum.
să vedeți cum mă joc. O să fie distractiv, o să ne distrăm. De acum o să ne distrăm și pe jocuri. Cu orice joc, să spuneți voi mie. Destinare. Primer sitru. Aici, Tanin. Aici freaca, apoi aș ne zice. Da, eu sunt. Yes. Bine, eu sunt. Unu pe trei. Some more of this course I'm starting. That's deep. Să scrie și pe chat deep. Ah, gata. Cum vedeți eu? Ca pe aia n-am de-astea, am avut 150 de păianje și mi-a cumpărat acest păianje. Mie mi se pare că este tare, sincer. Turning form, hate, start new. Oh. Ce-a început jocul? Ce o să mă mai distrez eu? A, bună. Primul mod deja. Au pus deja scara. Când s-a descurcat, măi, așa repede. Dezavantajul la păianjen e că se mișcă foarte încet. Deja au deschis. Nu pot să plec. Stai să pun pânză și aici. Și pun pânză și aici. Nu pot să ai. Scuzați-mă că nu vorbesc, dar mă concentrez. Bine, 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 al doilea. Hai să nu fac. Opa! Ați văzut cât s-a dus încolo când l-am prins? De ce? Ce bag mai e ăsta? Că l-am prins și apoi la 10 metri era. Dar niciun bag. Yes! Stai, că stăm aici. Stăm aici.
Opa, what the fuck? Se mai prind mult! Salut, băiatule! Ha, pa, fata! Nu merge! Aha. Haideți, mai venim ce face. Că-mi place. Stai, că mă duc jos, rapid. Mă duc aici. A dus acolo, ies! Spune-te, rog, că s-a prins. S-a prins, bă, dar a scăpat. Nu pot să cred. Hapa, băiatu! Pupu! Oh, că n-ai unde să fugi. Unde fugi? Că n-ai unde. N-ai unde, ho, pupule! Bă, dar cum îmi scapă ăsta? Nu înțeleg chestia asta, cum... Bă, cum mi-a dezactivat? Băiat, ia vin ceva. Nu fugiți. Stop. A scăpat de cătune. Bă, s-a scăpat de cătune și de câte ori mi-a scăpat? Băiatul ăla cu cubeu. Este băiatul acela. Meciul ăsta și meciul următor cred că sunt ultimele și sper să nu mai fiu pe Angel. Bine, mie îmi place să fiu și pe Angel, dar este foarte greu. Gânda. Gata. Și sper să ieșim. Am găsit Renciu. De obicei era și Renciu și Crowbar acolo, da? E ceva așa? Aceste scara, bine. Nu știu ce aici. E ceva? Bine, tu ai făcut acolo și eu fac asta. Bine, cred că știu și unde e Renciu. Am găsit bateria. Mă duc să iau Renciu. A, nu, e decât Crowbar-ul.
Yes. Stai. Unde, unde e pe angel? Unde e? Uitați-l acolo. Campează. Campează. Bagă-te, fatu, și tu în punza asta, că uite ce am. Mări și mă bagă. Fugi! Hai! Yes? Nu mai are pânză, nu mai are. Fugi! Nu mai făgurește? Nu mai. Ia-mi eu asta, ia-mi eu. Băi! Fugi! Oh. Stai tu mai bine acolo. Sper că nu pot să... Unde e crowbar-ul? Că parcă știam unde era. Da, știu unde e. Uite-l. Așa. Unde ești, mă? Fugi! Vine, vine spre mine. Încă fugi. Vine spre mine. Acum nu mai vine. Vai, meu, vai, de capul meu, ce m-am speriat. Vai, de capul meu. Da, acest a fost și episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. O să mai facem videoclipuri cu jocuri. Eu v-am pupat. La revedere, pa, pa!